început a fost destul de greu. Au existat un număr de părinți care au cerut insistent să se formeze o astfel de clasă integrată. Din păcate, ei s-au adresat, au bătut la uși care nu au fost deschise și îmi pare rău să spun lucrul acesta, pentru că sunt colegii de-ai mei din oraș și au ajuns la sintagma să se spună că ce școala noastră este o școală de handicapați. Îmi spui, te rog, cum te cheamă? Laura. Laura. Îmi spui, Laura, te rog, câți ani ai? 16 ani. Și în ce clasă ești? Clasa 6B. M-au întrebat dacă pot să-i ajut, dacă am o sală liberă și mi-a scuturat de inimă, cum să nu. Facem demersurile prin inspectorat, școala specială, pentru că această clasă aparține școlii speciale. Și de aici am demarat toate, am făcut toate demersurile pentru a aduce această clasă la noi în școală. Fiecare necesită lucru individual. Deci, în general, la clasa respectivă se lucrează diferențiat, pentru că fiecare vede activitățile, simte activitățile sau face activitățile în modul lui caracteristic. Știi să numeri în limba engleză? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce culoare sunt pantalii? Black. Da. Bluza cu florii ce culoare este? Red. Red, da. O cunosc pe Laura aici în oraș de când avea 5 ani și în afară de faptul că stătea în mijlocul camerei și țipa, nu scotea un sunet. Chiar pot să zic că e prietenă cu ceilalți. Chiar dacă are probleme pe care le are. Da? Un copil disciplinat, fac cu el diferențiat, face mai mult pe parte vizuală, hartă, arăta la hartă, adică ce poate să rețină. Ea ce este și scrie. Deci ne limităm la ce poate să facă, ce poate să facă ea. Cred că ar trebui toate cadrele didactice care lucrează cu astfel de copii să încerce să le înțeleagă lumea în care trăiesc, pentru că astfel de copii trăiesc într-o lume aparte. Noi încercăm să îi educăm și să îi aducem să comunice, să învețe modul nostru de comunicare. Cred că ar fi un mare avantaj și pentru ei și pentru noi mai ales să învățăm să comunicăm în această lume a lor și să se lucreze fără să se considere că există diferență între ei și cei din învățământul de masă. Din punct de vedere al profesorului de sprijin, am avut, să zicem, una tu, ne-am zbătut destul de mult și am obținut două posturi de profesor de sprijin, atât pe învățământul primar, cât și pe învățământul gimnazial. Ei lucrează împreună cu cadrele didactice și îi ajută pe acești copii să recupereze ceea ce au pierdut sau dacă sunt în urmă. Progresele, dacă te uiți per total, par mici. Dacă le iei pe pași mărunți, progresele sunt foarte mari. De la a nu vrea să stai în clasă, la a sta la masă și a participa împreună cu colegii tăi la activități, cred că pentru ei este un progres foarte mare. Pe fiecare arie curriculară s-au făcut astfel de cursuri de formare cu o parte din cadrele didactice, pentru că nu au fost cuprinse toate cadrele didactice, însă este de remarcat faptul că cei care au mers la cursurile de formare au venit și și-au exprimat dorința de a învăța și pe colegii noștri și interesant au fost că și aceștia au dorit să fie informați despre ceea ce înseamnă o abilitate, despre ceea ce înseamnă un nou stil de învățare și de predare-învățare. Fapt care m-a bucurat enorm, pentru că a dus la o coeziune între profesori, între colegii mei. La majoritatea activităților au participat și copiii cu CES. Ei au devenit, suntem ca într-o familie aici, nu mai sunt copii cu dizabilități sau altfel de copii, nu, sunt elevii noștri, sunt colegii elevilor noștri și sunt elevii profesorilor noștri. Nu există o separare între copilul cu CES și copilul normal. De fapt, nu se folosește acest termen de copil cu CES și copil normal în școala noastră. Toate eforturile astea despre care vorbeam mai devreme merg în aceeași direcție și anume
atât cât se poate, în funcție și de posibilitățile fiecăruia în parte, să putem să-i orientăm încet, încet către învățământul de masă. Eu zic că se poate face lucrul ăsta. Putem să vă spunem că unul dintre copiii cu autism de la noi din școală este și a fost întotdeauna într-o clasă de învățământ de masă. În prezent este în clasa a șasea și se descurcă foarte bine. Ba mai mult, mămica spunea la un moment dat că nu știe ce va face pe perioada de vară, că pentru că copilul ei este nebunit în fiecare zi să vină la școală. Își știe orarul pe din afară, știe orele care trebuie să le aibă, participă atât cât poate la ore, dar participă și este foarte prietenoasă cu colegii. Este în această școală din clasa 1 până în clasa a 4-a. Din clasa a 5-a am intenționat să o dau la clasa specială, dar n-a vrut să se despartă de colegii ei și a mers foarte bine în învățământul normal. A învățat să scrie, a învățat să citească, se descurcă bine până acum. La vârsta de 5 ani s-a pus diagnosticul de autism infantil, nu vorbea deloc, dar pe măsură ce am început terapia cu ea, a început să pronunțe și a început practic să vorbească, ușor, ușor am început să scriem, să citim. A răspuns foarte bine, asta e că a răspuns foarte bine la terapie, deci a fost cooperant, a vrut ce i s-a spus, aia a făcut. Deci niciodată nu a zis nu vreau, mai ales la școală, deci școala pentru ea e viața ei. Am organizat și activități cu părinții și s-a ocupat coordonatorul proiectului la noi în școală, domnul Chiriac Sabin. El a mers și la formare pe acest palier și a fost un succes pentru că au participat părinții destul de mulți la aceste, nu e mult spus, cursuri, la aceste mese rotunde, să le zicem, și la discuții, pentru că au văzut și ei că școala poate să-i ajute pe copiii lor. În primul rând că erau foarte reticenți la început, li s-a părut ceva nou, drept să spun și nouă, li s-a părut ceva nou, adică am avut multe de învățat de la acest proiect, în primul rând noi, la cursurile care le-am desfășurat la București și apoi ei la cursurile care le făceam împreună cu ei. Și erau destul de reticenți la început, dar ușor, ușor am început să ne jucăm. Asta e termenul. În ceea ce privește colaborarea noastră cu părinții și cu cadrele didactice, pot spune că ne aflăm într-o școală în care suntem norocoși. Ajutăm împreună cu părinții, împreună cu cadrele didactice de la clasă, ca tot efortul ăsta să fie în aceeași direcție spre binele copilului. Părinții vin și ne întreabă, țin legătura cu noi. Eu vin în școală, deci n-am lăsat-o singură, dar stau afară, deci în preajma școlii, în cazul în care are nevoie cineva ceva și ea de mine, să fiu pe lângă ea, nu știu. Aș putea să stau și acasă, dar nu stau liniștită, deci nu. Am fost obișnuită așa să stau tot timpul aproape de ea. Satisfacțiile sunt enorme. Personal, când merg și văd copiii, mai ales acești copii cu CES, care sunt integrați și merg în clasă și vin la mine și mai au în brațe, este o satisfacție extraordinar de mare. Când vorbesc cu părinții și mai ales cu părinții celorlalți copii și nu-i mai aud de ce acest l-ai adus în clasă P pentru că are o problemă și nu se mai pune astfel problema, este o altă satisfacție că am înțeles și ceilalți că toți copiii sunt la fel. Numai că unii Dumnezeu i-a înzestrat mai puțin, iar pe alții mai mult. Aș vrea ca toată lumea să înțeleagă că o implicare mai mare în educarea copiilor cu cerințe educative speciale înseamnă un bine pentru societatea românească. Pentru că poate ei nu sunt la fel ca noi. Dar fiecare are ceva deosebit și ar putea să-și ocupe un loc în societate, să ajute la progres. A îi ignora și a spune că ei nu pot să facă nimic nu mi se pare o atitudine pozitivă.
Eu știu că este foarte greu de lucrat cu ei, dar să știți că pe măsura greutăților satisfacțiile sunt enorme. Ar trebui să fie mult mai mulți profesori de sprijin. Cred că ar trebui să avem profesorul de sprijin al clasei ca să poți să ajuți la toate materiile, ca să poți să ai timp să-i ajuți pe toți. Să se lucreze în echipă, să se înțeleagă în fiecare școală că toți mergem în aceeași direcție, spre binele copilului.